dulce țară Românie, să vină frații înapoi și să scăpăm de ciocoi. Reveniți români în țară, politruciți de ocară, hai cu toți cu mic, cu mare, facem România tare. Cebal, Mihai sau Ștefan ne-au lăsat acest pământ, au dat gloria acestei țări, hai să n-o lăsăm în vânt. Ne-au vândut și au bătut joc, nu au inimă deloc, este timpul să-i oprim pe toți vânduți la străini. E lumea și împreună cântăm. Și împreună ia uite, come on, come on. Și încă o dată, frați români de pretutindeni, frați români din diaspora, să strângem rândurile, România, facem ceva astăzi frumos. Ia uite cum vine. Au, au, au. Cine vine cu forța astăzi? Bună seara, diaspora! Hai că am să dau câteva nume de pe Facebook, cei deja care sunt alături de noi în această seară. Pe cine-i prind? Pe ăia, știi cum? Gonciar Ion, George Bogdan, Alexandru Seremeț, Cristina Prisiajnuca, Leona Fuman, Ion Niță, Igora Șiliuța, Mihaela Verdeș, Nicolae Batista. Bă, ce multă lume, suntem 700 și plus. Bună seara, diaspora, Raisa, bună seara, Irina, Gonciar, Ion, Carplera, sunteți foarte mulți și am să vă menționez pe tot parcursul acestei serii, de ce nu? Salutăm și fetele din Franța, sunt două fete mari și unul micu acolo, da, salutări fetelor, ce faceți? Din start, bă, stai să opresc muzica, că din start, hai să facem în felul următor. Câștigă ăla, avem concurs mare. Câștigă ăla care nu scrie comentariu, dar unde-i Diana? Câștigă un premiu mare cel care nu scrie comentariu dat. Încă o dată țin să menționez faptul că această redeschidere de diasporă la moment e fără Diana, pentru că astăzi am hotărât să fim noi bărbații. Cei care au urmărit ce s-a întâmplat ieri la Pro TV, în cazul în care ați văzut, în cazul în care nu, ați văzut că nu a fost nicio ceartă cu mine cu Diana, a fost o farsă realizată imitațiilor noștri. Ce mai e? O să fiu cu voi luni și miercuri seara, da? Luni deja am păstrat tradiția de cu muzicaia, iar miercuri o să avem niște dueluri amicale dintre persoane cunoscute. Mai multe detalii o să aflați mâine sau poi mâine. Gata, vorba, astăzi suntem cu muzică și când l-am sunat, dar asta s-a întâmplat o săptămână urmă. I-am zis în felul următor. Bă, fii atent, noi ne redeschidem, tu vii la noi, dați promit un lucru. Și el m-a întrebat, care lucru, mă? Bă, i-am zis că, din păcate sau din fericire pentru tine, nimeni nu o să-ți sară în spinare, nimeni nu o să danseze lângă tine, nimeni nu o să te deranjeze, știi? Și el a zis, bine vin, Mihai Falcă în această seară! Au! Seara, ce faci, mă, omule? Ce faci? Puneți căștile și dansăm! Come on! Eu am uitat că tu ești specialist în dansă.
Hai să văd ce zice lumea. Suntem aproape de 1000. Aproape de 1000, mă, suntem. A? Gheorghe Pedro, Eduard Spânu, Dumitru Bodnarevski, Rodica Ili. Hai să-ți deschid și microfonul. Bună seara, Mihăiță. Bună seara. Ce bună faci, seara, mă? Toată lumea. Ce faci, mă? Ce facem? Cântăm. Cum ești? Foarte bine. Băi, m-au sunat câțiva artiști de la noi din Republica Moldova care au zis că vor să te dea în judecată pentru faptul că ai prea multe nunți. Anul ăsta ai avut prea multe nunți. Adevăr spun? Așa este. Ai avut mai multe nunți? Câte nunți anul ăsta ai avut? Peste 60 de nunți. Peste 60 de nunți? Ești nebun, mă! Acum peste 60 de nunți am că avut... nu mă laud, dar... Dar nu-i de laudare, mă, că eu tot am avut vreo 2 ani la rând, am avut perioada asta cu 60-70 de nunți. Dar asta se întâmplă la 5-6 ani urmă. Deci ești pe val, mă. Da. Ești pe val. E adevărat ce se spune că când ajungi undeva la o locație sau te întâlnești cu cineva, zici că, bă, te-am văzut la diaspora? Da, așa este. Multă lume m-a cunoscut la diaspora, pe care îi salut și le mulțumesc că sunt aproape de noi și m-au îndrăgit. Am înțeles. Mă, Mihăiță. Da. Tu nu ai venit numai în calitate de invitat, dar tu ai venit și în calitate de recordman, da? Pentru că tu deții recordul la Diaspora Media cu cele mai multe persoane în live. A fost 7000 de oameni în live, au fost. Da, mersi mult la tu. 7000 de oameni. Azi te gândești, ai planuri, te gândești că e posibil să bați recordul sau? Nu mai puțin să fie. Nu mai, serios, mă? Deci în plan ție să bați 7000? Da. Dar crezi că o să faci, mă? Să mă bat eu singur pe mine. Deci nu, tu crezi că poți să bați recordul? Da, cred că împreună putem. Deci ca să bați recordul, ce trebuie să facă lumea? Să distribuie acest live și... Deci faza e în felul următor. Voi tot ce trebuie să faceți este să distribuiți acest live la cât mai multe persoane. Eu unul personal. Chiar dacă am respect foarte mare de tine și am respect față de toată lumea, dar eu unul personal nu cred că tu bați recordul azi. Nu că vreau să menesc ca rău, dar a strânge 7000 de oameni, asta e foarte, foarte dificil în live. Nu știu de ce, uite, eu nu am încredere. Dar dacă tu bați recordul ăsta, vorbim altfel cu tine. Zic, facem. Hai să mergem. Hai să deschidem această seară. Cui dedicăm prima seară? Cui dedicăm, de fapt, acest prim început al tău? Dedicăm o piesă, este în proces de producere, cum s-ar spune, că pentru toți cărbunenii. Cărbunenii, începem cu cărbuna. Hai, cu cărbuna. Doamnelor și domnilor, treaba e foarte simplă astăzi la noi. Mihai Falca până la aproape 22:00. Nu uitați, e foarte important să distribuim, pentru că o să rămână și în reluare, o să ne distrăm toată lumea și plus la asta astăzi o să avem mai multă muzică decât bla 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 bla. Hai Mihai, bine ai venit la Diaspora, go! Să înceapă seara! Uite așa! Baie verde m-a rotat, măi, ei, asta-i gora mea din sat, măi. Ei, asta-i gora din cărbuna, care-o joacă toată lumea, care-o joacă toată lumea. Și dacă ora-i din bătrân lăsată, cărbunenii n-au uitat-o, cărbunenii n-au uitat-o. Sus cărbuna! Zirai la Sandu, Platon Lilian, Ala Ghidi, bună seara! Bătrân și bintitei, măi, dar fetelor și voi flăcăi, măi. Că asta-i gura strămoșească, cine-o joacă să trăiască, cine-o joacă să trăiască. Dacă ora-i din bătrân lăsată, cărbunenii n-au uitat-o, cărbunenii n-au uitat-o. Bine, măi! Bună seara celor care au venit alături de noi! Hai, Mihai, zice mârza! Germania, Natalia! Auzi! Mai strângeți fără la un loc, măi, dar bate stampa mai cu foc, măi. Dacă e uiți odată, măi, să răsune peste voi, să răsune peste voi, măi. Dar să bată și căinărenii cum o joacă cărbunenii, cum o joacă cărbunenii. Așa bine! Bună seara pentru Vlad, bună seara Lidia, măi, da. Welcome back, Merea Grigor, bună seara. Băi, verde m-a rotat, măi, ei, asta-i gora mea din sat, măi. Asta-i gora din cărbuna, care-o joacă toată lumea, care-o joacă toată lumea.
Ei, asta-i hora strămoșească, cine-o joacă să trăiască, cine-o joacă să trăiască. Bine, mă! Asta-i țara noastră, asta-i neamul nostru, mă! Asta-i cărbuna! Începem vesel! Și... Foaie verde mă rotat, măi, ei, asta-i cora mea din sat, măi. Asta-i cora din cărbuna care-o joacă toată lumea, care-o joacă toată lumea. Dar cora-i din bătrână sată, cărbunenii n-au uitat-o, cărbunenii n-au uitat-o, așa. Suntem 1700, nu cred recordul, nu cred, mă, nu cred. Belgia, bună seara! Bine, mă, spuneam, suntem 1800 în acest moment pe live. Tu treci la... Hai încă una, ziceai că bai încă una de la... Tot ceva cu cărbuna, ceva cu toată treaba asta. Băi, dă-i încă una care vrei tu, pentru că eu vreau să văd cât poți să prinzi tu. Eu am zis la lume, băi, eu nu vreau mult să discutați cu tine. Mă, ne cunoaștem bine și pe tine te-o cunoscut așa mai mult când ai fost prima dată la noi. Acum eu am primit multe cereri de la ăștia care se uită în reluare. A zis, bă, am mai puțină vorbă, mai mult cântec. După ce vorbești, îți dăm și câteva întrebări. Ce cântăm? Ce trecem? Ia zi. Da. Ui. Facem cea mai populară melodie care este la moment. Care, mă? Fata lui tata. E serios, mă? Da, pentru cei care au fete să-mi trăiască la mulți ani. Deci stai așa că spune piesa asta. Deci piesa asta când ai scos-o? Acum vreo două luni, vreo două luni, nu? Mai mult? Mai puțin. Mai puține. Da. Deci, o lună, am înțeles bine că asta e noul, ăsta e nou hit-ul tău. Da, în 5 zile, 300.000 de vizualizări pe YouTube. Bine, mă, e posibil piesa asta să-ți bată Vreau să mor de bătrânețe, să bată la hit, la cunoștință sau? Da. E posibil piesa asta? Să fie la un nivel. Cui ai făcut piesa asta cu fetița? Am auzit-o și eu univa. Așa? Mi-a plăcut tare mult și... Deci facem în felul următor. Pentru fetița mea. Se cântă și despre... Și pentru a mea și pentru la toate. La toate. La toate și la toți. Facem în felul următor. Nu e părinte adevărat cel care în timpul piesei nu scrie numele fetei lui în comentariu. Deci ăsta nu e părinte adevărat. Deci în timpul piesei toți trebuie să-și scrie numele fetei. Îmi scriu și eu. Uite cum fac și eu acum când scriu Camele. Cum o cheamă pe fata mea? Camele. Camele, mersi. Camele, uite, pun așa, Camele o cheamă. Și dă-i, hai pentru toate fetițele. Toată lumea să-și pună numele de fată în comentariu în timpul piesei. Hai să vedem ce iese. Suntem 2000, recorduri de 7. Nu cred că venim acolo. Ce dar mi-ai făcut, o Doamne, îngerașe, trei icoane, frumusețe de fetiță, cu ochișori de zeiță. Pentru cine alerg acasă, să văd cât e de frumoasă, când ne prinde mâinile, mi-mi dau lacrimile. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, îmi zâmbești când intru în casă, ești atât de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, să-i noroc și zile bune și tot binele din lume. Bine, mă, Falcă! Distribui cine știe live-ul. Cântă cu noi? La 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 la. Uite, avem Maria, avem Lidia, Nina, avem Alisa, Teodora, Elizaveta, fetițele, Ana Maria, Andreea 2. Fata mea e o comoară, ce o pot în inimioară, de la Dumnezeu minune, seamănă leit cu mine. Una este fata mea, parte din inima mea, e o minune de fată, n-aș da-o pe lumea toată. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, îmi zâmbești când intru în casă, ești atât de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, să-i noroc și zile bune și tot binele din lume. Ce fetițe mai avem? Melis, Melisa, Nicoleta și Amelia.
Mirela, Bianca, Selina, Evelina din Germania. Ce dar mi-ai făcut-o, Doamne, îngerași-n trei icoane, frumusețe de fetiță, cu ochișuri de zeiță, pentru cine alerg acasă, să văd cât e de frumoasă. Când ne prinde mâinile, mi-mi dau lacrimile. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, îmi zâmbești când într-un casă, ești atât de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, să ai noroc și zile bune și tot binele din lume. Cornelia, Anișoara, Ina, câte fetițe avem pe ceatul ăsta. Da 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 da. Paulina, hai și cântăm împreună. Auzi. Tu ești prințesa mea, da, din... Cum acolo? Nu știu, mă. Îmi zâmbești când într-un casă, ești atât de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, să ai noroc și zile bune și tot binele din lume. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, îmi zâmbești când într-un casă, ești atât de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata, să ai noroc și zile bune și tot binele din lume. Bine, mă! La na 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 la la na 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 la. Odată cu aceste două piese pe care le-ai cântat în această seară, știi cât avem în live deja? Cât avem în live? Nu știu. Ghici tu, cum crezi, cât avem în live? 3000 de oameni. Ei, prea departe, omule. 2500 de oameni sunt în live. 2500. Eu am zis celor care au intrat acum că noi am făcut pariu. Nu face el 7000, că e greu acum. Înainte știi cum era. Dar dacă faci, dacă treci de 7000, vorbim altfel cu toată lumea. Hai să vedem ce scrie chat-ul, după care ne pregătim pentru altă piesă, da? Da. Ilinca și Rebecca, zice Nadia. Pentru Mihaela și Marcela, zice Lidia. Melissa, uite, zine, zice Jenca. Alexandru zice că n-are fată, dar după piesa asta care a ascultat-o, își face diseară una. Alisa Părgare a hotărât la 50 de ani să-și facă una tot diseară. Poate se întâlnește Alisa cu Alexandru, știi? Natasha Mama, bravo Mihai. Pentru fetițele mele Evelina și Iasmina de la Natalia. Le face, zice Vasile. Salut Dina. Andrei zice vreau să mor de bătrânețe. Dacă ne întreabă dacă o să cânte, voi puteți să decideți ce piesă vreți de la Mihăiță, pentru că Mihăiță așteaptă și deciziile voastre. Face 8000 în seara asta, zice Nicolae. Nu cred, mă, nu cred că face. Iarăși, bă, tu nu te-ai dat răutate la mine. Eu am, de obicei am simțul ăsta. Eu am simțul. O să ajungi tu la 3, la 4, dar la 7 e imposibil, nu cred. Vecinul, salut din Italia, de la Giorgio, zice Giorgio. Giorgio, da, Porteanu, salut. Ce cântăm? Cântăm tot o piesă care data trecută ne-am cântat-o, Unde ești tu? Unde ești tu? N-ai, da, cântat-o data trecută? Tot popular pe YouTube. Hai, hai, Unde ești tu, de la Mihai Falcă. Vă readuc aminte că avem 2700, până la 7 e mult și bine, dar nu e imposibil. Ia! Iubitul dragă, că vreau să te sărut.
Unde ești tu, iubitul drag? Nu pot să te uit. Hey, hey! Bună seara pentru Svetlana, bună seara Tatiana Cinciu, che bello tu, Elena, Vasile Cotrovai, salut mă omule. Și împreună! Unde ești tu, iubitul drag? Că vreau să te sărut. Unde ești tu, iubitul drag? Nu pot să te uit. Unde ești tu, iubitul drag? Nu pot să te sărut. Unde ești tu, iubitul drag? Nu pot să te uit. Nu te opri, nu te opri. Acila lume, lumea a zis așa, că dacă o să dai și din astea care nu le-ai cântat, dacă o să dai și din alea care o știu, o să se adune multă lume. Tu, cum, tu atunci când ai făcut recordul, ce piesă ai cântat? Tu atunci când ai bătut recordul, ai cântat vreo două, trei la rând, mai ții minte? Ai cântat Dubai, eu dacă nu mă greșesc? Ce ai mai cântat tu acolo? Cum? Zi așa. La 30 să ne oprim. La 30 să ne oprim, da, și cu buzunarul, nu știu. Buzunarul de la spate. Buzunarul de la spate. Deci, acum tu ți-ai făcut playlist-ul tău? Nu. Lumea zice și de domnișoară. Noi domnișoară, după lume, noi, da. Domnișoară, oricum o să cântăm. Dar trebuie să cântăm două la rând. Acum două la rând facem, da? Facem. Cum te gândești? Cu ce îi prinde? Cu ce piesă îi prinde? Îi prinde cu Dubaiul și... Cu Dubaiul? Așa? Și? Și? Secret. Și secret, da? Da. Bun, hai facem Dubaiul. Dubaiul, hai să văd pentru cine, cui dedicăm Dubaiul. Ah, și Oana, Oana, zice Nicolae. Ei, vedem, e secret. Deci fiți atenți, mă, oameni. Treaba e în felul următor, omul ăsta de aici, omul ăsta simplu, ultima dată când a fost la noi a făcut 7000 de vizualizări, a bătut recordul. Dacă distribuim toată lumea și intră câte un prieten de la fiecare, deja să facem înmulțit la 2 și batem recordul de 7000. Sau poate nu. Suntem gata? Dubaiul ăsta, eu îl țin minte că atunci la tine prima dată l-am ascultat când ai venit și am nebunit, că eu nu știam de piesa. Ne mai vorbim de Oana și toate nebunile astea. Ești gata? Da.
Atenție, facem start și plecăm cu toată lumea în Dubai la 3, 2, 1. Ha, mă, Mihăiță, go toată lumea! Go! Go! Yo! Ai ajuns la 3.000, mă, omule! Ai 3.000! Salutări din Marcel, de la Sergiu! Din Spania, Tatiana Moraru, bună seara! Nisporeni, Lena Doagă! Și toată lumea! Aș pleca cu tine în lume, ta-i-la-la-ri-da, ta-i-la-la-ri-da. Departe în sens străine, ta-i-la-la-ri-da, ta-i-la-la-ri-da. Că tu ești iubirea mea, ta-i-la-la-ri-da, ta-i-la-la-ri-da. Pentru tine îmi dau viața, ta-i-la-la-ri-da, ta-i-la-la-ri-da. Ești viața mea, frumoasa mea. Și de pe ce crește live-ul? Stau în stea și haide, vine, 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 viața mea. Bine, mă, Mihai, încă, încă. Ca să-mi dai, ca să-mi dai, ca să-mi dai inima ta. Come on, come on. Haide, vine, 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 viața mea. Ca să-mi dai, ca să-mi dai, ca să-mi dai inima ta. Și împreună. Diaspora de la Lisa. Raisa Borodin, bună seara. Suntem 3600, dar nu cred că batem rep. Nu mă trumpet. Hai cu mine în Dubai. Hai la la-di-da, hai la la-di-da. Se duce în viață ca în rai. Hai la la-di-da, ta-i-la-la-di-da. Că tu ești iubirea mea, ta-i-la-la-di-da, ta-i-la-la-di-da. Pentru tine îmi dau viața, ta-i-la-la-di-da, ta-i-la-la-di-da. Ești viața mea, frumoasa mea. Bine, mă! Și de pe ce ți-aș da o stea și haide, vino, 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 viața mea. Ca să-mi dai, ca să-mi dai, ca să-mi dai inima ta. Haide, vino, 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 viața mea. Ca să-mi dai, ca să-mi dai, ca să-mi dai inima ta. Nu se aude gălăgie! Oh! Salut din Italia, Valentina Moroi! La mulți ani, Valentina, din partea mamei Cristian și tatălui Cristian. Andrei, n-o să fie, mă, lupul, cum să fie lupul. Hai 7.000, zice Oleg, nu cred. N-o să fie. Sunt 3.700. Hai cu mine în Barcelona. Taila, talanida, taila, lanida. Unde joacă Messi în fotbal. Taila, lanida, taila, lanida. Hai cu mine și în Paris. Hai la la-di-da, hai la la-di-da. Se duce în viață ca-n vis. Hai la la-di-da, hai la la-di-da. Ești viața mea, frumoasa mea. Și de pe ce ți-aș da o stea? Hai de vino, 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 viața mea. Hai să-mi dai, ca să-mi dai, ca să-mi dai inima ta. Haide, vino, 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 viața mea. Ca să-mi dai, ca să-mi dai, ca să-mi dai inima ta. Ăsta-i altul? Ăsta-i altul? Ai, e tot ăsta. Bună seara, lume frumoasă, Giobică, bine te-am găsit. Pentru Claudiu Ursu de la Alexei. Salutări din Paris, de la Nina Cuciuc. Asta e alta, mă, asta e alta, mă. Asta știam, mă, că o să faci. Cum se numește, mă, că?
cuzinilor din Paris, Angela și Adrian, de la Galina. Mihai Cernale, frumos Mihai, zice Părgari. Oana, Oana, zice Alexandru. Fiind pe stradă, te-am văzut, Oana tare, nu, mi-ai plăcut. Nu, mă! Unde ești, iubirea mea? Pentru tine dau viața. Fiind pe stradă, te-am văzut, Oana tare, mi-ai plăcut. Cum vine? Unde ești, iubirea mea? Și toată lumea! Pentru tine dau viața. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 nu te pot uita. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 dă-i, nu te pot uita. Aproape 4.000 ai. Nu ajungi la 7, dar e bine. Germania, bună seara, Violeta. Dennis Müller, ai 4.000, mă. Îți trebuie 3.000 pentru record. Drago, stai din mine, nu mă lași să țin la tine. Eu pe tine, dă-i, mă, te iubesc, fără tine nu trăiesc. Ce faci, drago, stai din mine, nu mă lași să țin la tine. Eu pe tine, te iubesc, fără tine nu trăiesc. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 nu te pot uita. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 nu te pot uita. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 nu te pot uita. Încă o piesă, zice Gheorghe, și faci 5.000. Mai faci una, mai faci una, nu te oprești. Bun? Bravo, Cărbuna, zice Ana. Alina, super, zice. Băi, îți mai trebuie 2.900 de oameni. 2.900 și bați toate recordurile. Îți bați recordul tău. Printre sufletele de stele, te-am zărit eu printre ele. Ești cea mai frumoasă stea, vino tu, iubirea mea. Printre sufletele de stele, te-am zărit eu printre ele. Ești cea mai frumoasă stea, vino tu, iubirea mea. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 nu te pot uita. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 și cu dată. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 nu te pot uita. Oana, 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 iubirea mea. Oana, 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 nu te pot uita. Bine, mă, omule. Salutări la toți de la Tatiana. Îți trebuie 2.800 de oameni. 2.800 ai nevoie. Și bați recordul. Ce vine, mă, zi? Zi ce vine. Am avut Dubai, am avut Oana. Stau, mă, Costu, și pe asta. Ai nevoie de 2.700 de oameni. Încă 2.600 și bați recordul, da. Gradul de roșu se adună.
la roapele roșii. O, Doamne, ce piesă! Cu dulci cuvinte te îmbătam la roapele roșii. Foarte tare, mă! Dar galbene, când ți-am adus, când ți-am adus, tu ai tufut, nimic n-ai spus, nimic n-ai spus. Și cu o dată? Dar galbene, când ți-am adus, când ți-am adus, tu ai tufut, nimic n-ai spus, nimic n-ai spus. Și împreună cu toată diaspora, forța! Cele galbene ne-au despărțit. Noi am avut prezent, nu l-am păstrat. Garope roșii, garopele galbene, garopele galbene, garopele roșii. Hey! Ai nevoie? Ai nevoie de 2500 de oameni încă în live? Și ești extraterestru dacă faci asta. Facem distribuire toată lumea. Dar dincolo de galbene se face noapte, au e noapte și sună-te mai bine, uite cum le scoate. Da, mă, omule! Pe val de vânt, încet te strig, încet te strig, caropele roșii, ca stelele, vai cum mă prind, vai cum mă prind. Pe val de vânt, încet te strig, încet te strig, caropele roșii, ca stelele, vai cum mă prind, vai cum mă prind. Bine, mă, bă, bine, mă. Câți ai acum în live? Ghici, repede, ghici. Repede, ghici. Câți oameni ai în live? N-ai voie să te oprești, mă, omule. Câți ai în live? Deschid microfonul. Câți ai? 5.000. N-ai 5.000, mă, omule. Ai 4.500. Deci fii atent. Încă 2.500 de oameni. 2.500 de oameni. Ai strâns 2.500 de oameni, adică au mai venit plus peste aceștia 4.500 și bați recordul de 7.000 tot al tău. Dar e un record pe care, băi, dacă bați recordul astăzi, tu poți să-ți mărești prețul anunț la evenimente. Deci poți să ceri deja 7.000 de euro. Înțelegi? 7.000 de vizualizări, de oameni în live, 7.000 de asta. Da, da. Vrei să mori? Da. Vrei să mori? De bătrânețe. De bătrânețe. Asta vreau să te întreb. Ăștia care nu știu despre ce e vorba, acum au zis, bă, Melnic, ce ai? Nu, băi, e hitul ăla. Îl dăm la și 40, acum cu speranța că încă sunt șanse la Mihăiță. Hai să vină și cu asta. Dacă nu știi și pe asta... Seama bine că trăiește strânge bani. La el se mai gândește parcă 3.000 de ani. Omul nu-și dă seama bine că trăiește strânge bani. La el se mai gândește, dar parcă ar 3.000 de ani. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea. N-aș vrea să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, chiar
în ceasul morții, să-mi primesc cu drag copii, să mâncâi nepoții. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea. N-aș vrea să mor chinuit de vreo bună grea. Și-aș mai avea o dorință, iar în ceasul morții, să-mi privesc cu drag copii, să mâncâi nepoții. Salut lui Gheorghe Hâlca de la Vasilina. Andrei Sârcu, salut omule. Anatolii Vodovi, Ion Străjescu. Așa și eu pe lume, astăzi și am adunat. De-ar pe târziu mi-am dat seama și-a combinat de încofta. Tot așa și eu pe lume, astăzi și am adunat. De-ar pe târziu mi-am dat seama și acum de necaz am dat. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea. Nu vreau să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, chiar în ceasul morții, să-mi privesc cu drag copii, să mângâi nepoții. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea. N-aș vrea să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, chiar în ceasul morții, să-mi privesc cu drag copii, să mângâi nepoții. Bine, mă, omule! Anatole cu 6 în urmă striga iamar la Natalia și Ruslan Profil. Așa e. Mi-am făcut griji pentru ai mei copii. Și tot ce n-am avut eu, mi-am dorit să ai băie. Nu spun că-mi pare rău, doar acum că-mi bătrânesc, văd și eu că pentru mine, dar am uitat să mai trăiesc. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea. Nu vreau să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, chiar în ceasul morții, să-mi privesc cu drag copii, să mângâi nepoții. Și împreună! Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea. Nu vreau să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, chiar în ceasul morții, să-mi privesc cu drag copii, să mângâi nepoții. Bravo, mă, tată! De la Angela. Am avut posibilitatea noi doi să ne întâlnim de câteva ori la Festivalul Fructelor de Mare. S-a întâmplat asta în Chișinău, s-a întâmplat în Bălți, în Ungheni. Trebuie să aibă loc și la... Unde? Ialovin. La Ialovin trebuia să da cu pandemia asta, să s-o mai mult, da? Și știi ce am observat eu de fiecare dată când tu urcai pe scenă? Băi, eu faza asta eu mai rar o văd. Și de ce spun neașteptat? Pentru că tu până la urmă ești o descoperire atât pentru mine, cât și pentru cineva așa de generația asta 30-35. Păi stăteau toți cu telefoanele alea mobile. Lumea în loc să dansa. Da, plăcut, surprins. Chiar și Mihai, într-un moment dat, eu țin minte fața lui, când a avut loc concertul la Grădina Botanică, la Chișinău. Da. Băi, omul ăsta s-a sus pe scenă ca să cânte, știi?
Și el nu s-a așteptat că lumea o să înceapă să scoată telefoanele, să-l filmeze, dar toată lumea stătea așa cu telefoanele. Zic, bă, ce... A fost o foarte tare chestie, nu? Zice cineva că vrea să audă și piese noi. Eu nu știu cum stă treaba, tu ți-ai făcut programul. Tu cum faci și tu cum vrei, aia cânti, ca să înțelegi. În cazul în care e vreo preferință mare de la lume. Salutări din Padova, zice Victor. Salutări la toți, vă ascult din Germania, zice Ivan. Complimente sănătate de la Steffi Gurgu. Buzunarul de la spate, Leona Cuzneț. Buzunarul de la spate îl unim cu ce? Cât mergem cu două. Cu iarăși, că tu ești plin de secrete. Îl unim cu secret, ha? Da. Hai, dă-i. Țin să vă aducem aminte, noi suntem în seara de luni. Ne-am redeschis și pentru ceea ce numim noi localul din Chișinău. Pentru că marți, de luni până vinere, o să aveți foarte multe ediții, foarte multe emisiuni. Și din, de la frații noștri din România, din București, Răzvan, acolo cine mai sunt, încă nu i-am memorat pe toți, da? Hai, Mihăiță. Așa e, ok? Ok, go! Doamne! O țin minte! Sănătate pe cât am ținut în spate și la cât am făcut bine. Aș vrea să am bani și zile, aș vrea să am sănătate pe cât am ținut în spate și la cât am făcut bine. Aș vrea să am bani și zile și împreună. Am văzut cine mi-e frate, buzunarul de la spate și buzunarul din față, lumea-i perversă și coasă. Mie prieten și mie frate, buzunarul de la spate și buzunarul din față, dar un pentru lumea coasă. Ivan Cociu, bună seara! Vasilina, comandari! Viorel Rus, te salut, omule! Andrei Diana Codrean din Germania, Svetlana din Montgomery, Aneni Noi, Ana Ciornei. De-aș avea cât am pierdut, aveam de 10 ori mai mult. De-aș avea eu cât am dat, trăiam ca un împărat. De-aș avea când am pierdut, aveam de 10 ori mai mult. De-aș avea eu cât am dat, trăiam ca un împărat. Am văzut cine mi-e frate, buzunarul de la spate și buzunarul din față, lumea-i perversă și coasă. Mie prieten și mi-e frate, buzunarul de la spate buzunarul din față, la rom pentru lumea coasă. Petru Comandari, salut, mă. Salutare Germania, ungureanu Nicolae e cu noi. Mihai pe 27, te invit la cramă în Secăreni. Serfaur ne scrie. Fata tate, o să-l ascultăm la sfârșit, o să încheiem emisiunea cu el încă o dată. Nu mai cred în nimenea, îmi iubesc familia. Că-i cine am crezut mai mult, au ajuns de m-au vândut. Nu mai cred în nimenea, îmi iubesc familia. Că-i cine am crezut mai mult, au ajuns de m-au vândut. Și împreună! Am văzut cine mi-e frate, buzunarul de la spate. Op. Și buzunarul din față, lume-i perversă și goață. Pe prieteni și mi-e frate, buzunarul de la spate.
buzunarul de la spate. Și buzunarul de față l-a rupt pentru lumea coață. Malcica Alina, te salut! Igor Ciomârtan, bună mă! Germania, Adriana Mazilu, la fel și Eugen Stice cu noi. Ion Lăcrimioară, te salut! Viorica Bibol. Bine mă, bine mă, bine mă! Hai să văd așa. Hai să mai citim câteva comentarii. Ai obosit cu asta, cu toată treaba asta, nu? Nu, nu. Am văzut aici un comentariu. Emoții, care... emoții. Ai, mă, tu încă ai emoții? Am... Serios? Da. Numai la noi sau când, de fiecare dată când pleci undeva? Nu, aici. Aici? Da, eu când văd lumea în față, e altă. Dar nu vezi pe nimeni, mă. Pe dar cine vezi, mă? Dar știu că sunt. Cât sunt, mă? Nu sunt numai 4.000. Asta e lume. Dacă erau 10, 15, puteai să zic. Așa sunt 4.000 de oameni care se uită la tine. Asta e nimic, mă, asta e puțin. Asta că într-o casă, într-o cameră ei toți 4.000, a? Cel mai mult, cât ai cântat fără să te oprești la... Ai avut și colaje de-astea unde o dai, o dai și nu te oprei. Da. Am avut poate 20-25 minute. Serios, 20-25 minute? Da, fără bai, Oana și tot. Fără oprire, da? Iar de la început. Extraordinar, eu închipu cine... Ce era în seara da, aia. Cineva și-o filmat. Toate astea 20-25, da? Am văzut că ți-ai făcut și TikTok, e adevărat? Sau apar pe TikTok? Cum e treaba? Mi-am făcut și eu, dar foarte multă lume face în locul meu. Adică pun alte da, persoane pot. Video cu tine și... Și video, da, și poze și numele. A, și numele încă, Mihai Falcă, da? Serios? Foarte, foarte bine. Hai să văd. O seară frumoasă, Elena Chiriac, Marcel Lemnaru, Ira Ira, Chervas Andrei, Dino Rugul, Parisul, salut, Ștefan Golban zice. Dacă tot spui că ai avut 20-25 de minute, dar tu ești gata să repeți toată treaba asta? Dar nu 20, dar măcar 15. 10. Cum spun? Nu, numai nu da vina pe emoții. Nu, 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 nu. Nu. Ia. Era alt azart, cum spune. Alt azart? Dar da. Ce ai nevoie, mă, să stori aici? Lume, era în prejurul meu, era... Ha, mă, o să vin în jurul tău? Hai, eu am să mă rotesc în jurul tău și cât tu, eu mă rotesc în jurul tău, tu cânti. Nu te teme, bă, acea lumea te inundă cu like-uri și te inundă cu inimioare. Să știi da, că dacă nu vezi... Uite, sunt 4.000 acum, uite. Uite, vezi și ei, da, uite, da, salut. Vezi că zboară toate inimile astea, uite, acum, hai să-i demonstrăm, uite, hai să-i demonstrăm lui, uite, vin la tine și voi în acest moment, toți de pe live, dați-i inimioare lui și dați-i like-uri lui ca să înțeleagă, el zice că nu e lumea cu, uite acum, acum curg like-urile la tine, hai toată lumea cu like-uri să vadă, micăiță, că nu e singur, da, hai, ia, uite, da, vă salut pe toți. Uite, stai așa că la mine e puțin cu întârziere, să vezi cum vin acum. Uite, să curg așa da, cu like-uri da. Ca să înțelegi. Vezi, da? Ce sunt astea? Like-uri. Sunt da. Like-uri ce înseamnă? Aprecie, da? Înseamnă lume. Lume multă. Lume. Când e lume multă, să nu zici, mă, că nu e azartul da, ăsta. Da, eu tot ce fac pentru lume. Ăștia toți așteaptă acum de la tine să dai tot ce e mai bun. Tot ce e mai bun. Acum dă ce mai. Ne întreabă foarte multă lume de ce... de piesa asta, Fata ta. Să știți că el a cântat-o, dar cu ea o să terminăm da. O să terminăm emisiunea încă o dată. 10 minute sau 15? Zi tu. Mă gândesc. Te gândești dacă... Da, ce? Adică trebuie să potrivim stilul. Trebuie să potrivești stilul. Nu e o problemă. Fă ce vrei. Fă ce vrei la asta. Bun? Fă ce vrei. Eu îți dau libertate totală. Aici nu ai... Fă ce vrei, dar să fie bine. Dar când tu ești aici, deja e bine. N-am nicio teamă. Ia să vezi. Zice că nu. Oh. Am știut eu. Am știut că o să dai și pe asta. Floare scumpă, e dragă mijloc tare scurtă, las
scurtă e și trecătoare, ca și rău inima mă doare. Hei, vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit. Dacă n-am îmbătrânit, măi, hop! Păi la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Să nu mai îmbătrânim, măi. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit. Dacă n-am îmbătrânit, măi, wow! Păi la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Să nu mai îmbătrânim, măi. Ia să chiuim odată! Bă, mică, ai bine, mă! Ei, tot așa aș vrea să fie și aș da lumea asta toată ca să mai fiu tânăr odată. Ei, vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit. Dacă n-am îmbătrânit, măi, oh! Ei, la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Să nu mai îmbătrânim, măi. Și încă o dată! Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit. Dacă n-am îmbătrânit, măi, ei, la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Să nu mai îmbătrânim, măi. Și... foarte frumos zice Viorica. Lucia Albu, super, spune. Op, op. Fac păcate, dar Dumnezeu le-a dat pe toate. Așa e! Dar fă ce vrei, Doamne, cu mine. Păi da, să trăiesc mult și bine. Auzi! Hei, vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit. Dacă n-am îmbătrânit, măi. Păi la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Să nu mai îmbătrânim, măi. Și... hei, vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânit. Dacă n-am îmbătrânit, măi. Ei, la 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Să nu mai îmbătrânim, măi. Elena Moisei cu ziua de naștere din Dănceni, de la Evgenia, Germania. La mulți ani, Elena. Salut din Italia, Marina Gașper. Op, op. Doamne. Dar nici desculță, nici cochete, mamă. Și asta, mă? Toate au plecat, s-au dus. Dar nu știu cine le-o fi pusă, mamă. Op, op, op și vai de mine. Nici pândra mea nu mai vine, mamă. Ce tare, mă! Dar s-o găsit unul ca tata. Caut să mă sor cu alta. Bavă, mă! Op, op, op și vai de mine. Nici pândra mea nu mai vine, mamă. Jocă să sun nou ca tata. Caut să mă sor cu alta. La mulți ani pentru nașa mea, Malcocelena, de la Ana. Pentru fratele Sergio, să fie forța, de la Veronica. Pentru Germania, de la Petru. A venit timpul și vremea, dar banii se fac muierea, mamă. Și când dau un pic de bine, acasă ea nu mai vine, mamă. Op, op, op și vai de mine. Nici mândra mea nu mai vine, mamă. Bă, omule! Jocă să sunul ca tata. Caut să mă sor cu alta. Op, op, op și vai de mine. Nici pândra mea nu mai vine, mamă. Jocă să sunul ca tata. Caut să mă sor cu alta. Bă, să mor eu dacă știam de piesa asta. E ceva nou și pentru mine. La mulți ani pentru anișoara de la Veronica.
toate măsuram, măi. Acum tot singur eram, mamă. Și? Of, 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 și vai de mine, nici mândra mea nu mai vine, mamă. Joc în setunul ca tata, ca o să mă sor cu alta. Of, 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 și vai de mine, nici mândra mea nu mai vine, mamă. Joc în setunul ca tata, ca o să mă sor cu alta. Pentru băieții din Franța, de la Ilie Cebanu. Pentru Iurie, de la Elvira, un om de Carolina se simte ca acasă. Ia uiți că vine alta. Știam eu că bag alta. Pentru mama mea, Maria Besciotnăi, cu 80 de ani, de la Veronica. La mulți ani, mama. Auzi, am un post dracu să mă însor și să iau mașină. Banii care îi fac la nunt să duc pe benzină. Mă prim locuia prin sat și nici n-am căpat. Și dacă rămân eu leu, fuga drept la bar. Of, of, și se fac inima s-o bat. Of, of, da, păleleu, cât tare e greu. Nu aș putea întoarce tinereța mea, dar inima era cu băbuța mea. Of, of, și se fac inima s-o bat. Of, of, da, păleleu, cât tare e greu. Cum aș putea întoarce tinereța mea, dar inima era cu băbuța mea. Pentru soțul meu, Vasile Budu, mâine este ziua lui, de la Lucia, la mulți ani. Nevasta în bojosul în jărășituri, și tigaia mă lovește la încheieturi. Și am și puțățăt când avea scăpare, ia să ne scoși atârhare, vor să mă omoare. Of, of, și să fac inima s-o bat. Of, of, da, păleleu, cât tare e greu. Cum aș putea întoarce tinereța mea, dar inima era cu băbuța mea. Of, of, și să fac inima s-o bat. Of, of, da, păleleu, cât tare e greu. Bine! Cum aș putea întoarce tinereța mea, cât tare inima era cu băbuța mea. Salut din Germania, de la Adrian Deșliu. Lunea mănâncă înghețată la piesa asta acum. Câtă diasporă e cu noi, mă. Când într-o seară din acasă mi-a găsit ieșor și mă întâlnești în prag, femeia cu ușitori. Și-și aurnă cu noratul cum venea un țap, de nu m-a plecat molea când mă pălea în cap. Of, of, și să fac inima s-o bat. Of, of, da, păleleu, tare e greu. Cum aș putea întoarce tinereța mea, tare inima era cu băbuța mea. Of, of, și să fac inima s-o bat. Of, of, da, păleleu, tare e greu. Cum aș putea întoarce tinereța mea, cât tare inima era cu băbuța mea. Salutări din Italia, mâine ne întâlnim pe 11 august 2022. De la Emilia zice că vă întâlniți. Putere și răbdare soției mele, în scurt timp ne-aduce o prințesă, de la Andrei Bezu. Surioara Alina din Spania, de la Iurie Bereghici. Fata mea din Irlanda, mâine face 30, Ludmila. Ala zice. Privet iz Răsiei, Mihai. Vedeți s-ar duce dealul sus, să știi, mamă, că sunt dus, mamă. A, ce asta, mă? Vedeți s-ar duce dealul sus, să știi, mamă, că sunt dus, mamă. Ei, wow, wow, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Așa e. Ei, wow, wow, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Mi-a fost dor și de pe sata.
Să facem o horă mare acolo toți acasă. E hora Moldovei. Nu ora, dar hora Moldovei. La petrolinguri de ceai toată ziua fai și cai, mamă. La petrolinguri de ceai toată ziua fai și cai, mamă. Ei, of, of, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Ei, of, of, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Salutări din Milano, de la Alex. Salutări din Caro, de la Adriana. Pentru sora mea, Galia, de la Lupan, Janet. Petrolinguri de caș, toată ziua așa gomarș, mamă. La petrolinguri de caș, toată ziua așa gomarș, mamă. Ei, of, of, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Ei, of, of, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Ei, of, of, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Ei, of, of, mama mea, ce frumoasă e cărbuna, mamă. Salutări de la băieții din Blaș, Craiova. Vă ascultăm cu drag, Vadim, te pupăm. Pentru tatăl meu facem mâne 5-7 de la Natalia Petco. Andrei vrea la barul nostru. Ce e asta, mă? La barul vostru, nostru? Uite că merge mai departe, mă. Omul ăsta nu se oprește. Dă-i! Dă-i! Știam, Costi. Eu am niște cu mătre, dar e gospodar. Mai la deal de mine, o deschis și-un bar. Am niște cu mătre, dar e gospodar. Mai la deal de mine, o deschis și-un bar. Cu două etașe și cu navaroate. Sau în basen și patruși, mei frate. Cu două etașe și cu navaroate. Sau în basen. Eu iau, mă! Să fiu nebun dacă știam și de asta. Deci nu știam că există o piesă dedicată barului. Băi, Mihai! Dacă vin de la nuntă, dar mă opresc la el. Cu cumătru meu de sat, nu-i plac și de fel. Când vin de la nuntă, dar mă opresc la el. Cu nășelul meu de sat, nu-i plac și de fel. Mătrii linicată, iar-o dispărut, măi. Cu cumătrii mei de sat, iar-o slabut. Mătrii linicată, iar-o dispărut, măi. Cu cumătrii mei de sat, iar-o slabut, așa. Salutări din Germania, de la Maria Cuciuc. Pentru Otilia, nepoata mea, de la Oleg Popa. Uite așa-i la barul nostru, la cărbuna în sat. Cârnăciuri pe grătar și mai mult coniac. Uite așa-i la barul nostru, la cărbuna în sat. Cârnăciuri pe grătar și mai mult coniac. Atunci și vin gustos de Moldova, frate. Să trăiască cărbunenii multă sănătate. Atunci și vin gustos de Moldova, frate. Să trăiască diaspora multă sănătate. Alexandru Nașu și Cufinu zice Vitalie, Veronica, Ciobanu, curaj vouă, 15 ani împreună. Andrei, Diana din Germania, te salută, mă, Mihai. Italia, Sofia cu noi. Da, bine, iar tu și coniac, mi-ești strunul toi. Le-am mai învățat pe noastră să meargă cu noi. Așa. Bine, iar tu și coniac, mi-ești strunul toi. Le-am mai învățat pe noastră să meargă cu noi. Dar lor le place veselia, dar și nouă tot, măi. Balde în gută, spre frate, păi ghicăm în bot. Lor le place veselia, dar și nouă tot, măi. Balde în gută, spre frate, bine, păi ghicăm în bot. Se știe! Ce face omul ăsta în această seară? El nici nu-și imaginează. Ochișori, zice Nadejda. Nadejda zicea de doi ochișori, nu știu ce e. Asta tu lămurește. Eu am auzit azi de niște piese de la tine care data trecută nu le-ai cântat, da? Sau le-ai făcut pe toate astea? Nu. Nu le-ai cântat? Noi, da, sunt. Mă,
De obicei la noi ce se întâmpla când eram în sezonul ăla trecut? Când veneau invitat, noi discutam și pe cine să chemăm lunea viitoare. Mai ținte? Da. Băi, tu atunci pe cine ne-ai propus? Ion Crăciun. Pe Crăciun acum. Acum dacă facem, dacă îl chemăm pe Crăciun, Crăciunul îl cheamă pe ăla care l-a mai chemat și îi chemăm pe știi. Am avut posibilitatea săptămâna trecută la nuntă, am avut o nuntă la... Ei, nu știu dacă e reclamă, am avut la Pânzele Albe, aici, în afară orașului. Păi și am venit la nuntă, erau lăutari. Clapă, tap. Dar eu mi-aduc aminte că noi am, la seriile de luni, a câștigat o formație de vreo 3 ori și de fiecare dată ei nu vroiau, nu puteau să vină, că nu este un membru, adică nu e femeia. Că nu e femeia, adică era numai bărbatul și a zis că eu fără femeie nu vin, că femeia nu știu cum e peste cotare. Și băi, culmea, vezi că încă o dată m-am convins cât de mică e lumea asta. La nunta aia, eu eram cu formația Dragoste. Formația Dragoste, de care multă lume i-a votat, eu acolo, i-a vrut, că așa. Și mi-a zis, salut, Anatol, uite, noi suntem Dragoste. Da, nu eu zic, noi suntem formația Dragoste, noi suntem Dragoste. Mă gândeam, zic că există între ei ceva, știi, și eu trebuie să le spun amar sau cum. A, formația Dragoste... mi-a lămurit că acum le-a venit femeia, le-a venit solista. Da, chiar ne-am întâlnit săptămâna trecută. Și uite, eu mă gândeam că nu știu dacă e, na, să jucăm mult cu suspansul. Eu aș zice să-i chemăm pe ei, să-i chemăm pe Dragoste, dacă tot au avut mulți solicitări. Sau ai și tu variante? Tu ai avut vreo propunere? Eu... Știi care au fost până acum toți vecini, cu mătri, așa? Spun și eu, de formația Aroma. Tot Aroma? Da. Eu știu că era Aroma, au căzut și ei de multe ori în treaba asta. Da. Dar ei au fost la noi? Nu au fost. Atunci facem în felul următor, de la Paris noi suntem gata, să punem la vot, Aroma sau Dragoste. Și voi, cei de pe Facebook, o să aveți posibilitatea, o să primiți o tăbliță, da? O tăbliță unde o să puneți la vot formația Aroma sau formația Dragoste. Uite, dacă tot, hai să alegem din astea două. Da, aș fi mai corect. Și bă alegere. Păi da, lasă aleagă publicul. Nu am nicio treabă, că oricum până la urmă, cum ziceam, până la urmă vin toți. Că noi când am luat pauza asta de 3 luni, lumea a zis că, bă, că n-am reușit să venim. Păi, vezi că lumea e mică, niciodată să nu spui niciodată. Deci o să punem Aroma sau Dragoste. Acum este lumea care zice că noi îl vrem pe Brăgaru. Păi crede-mă că o să ajungă și Brăgaru, o să ajungă și Iu și banii cu fetele. Apropo, după ce a fost Brăgaru la Diaspora CI, peste vreo 2 luni, ghici ce? M-am întâlnit, am avut nuntă cu el! Stai, unde? La Comrat. La Comrat, la intrarea în Comrat, cum se numește, am uitat cum se numește localul ăla. Am avut cu Brăgaru. El cu clapa și cu un băiat și eu prezentam. E ceva pentru mine. De fiecare dată eu când am cu astfel de formații, e ceva nou pentru mine. E puțin mai diferit, pentru că voi ăștia de la capă, voi cântați, voi vă opriți puțin, voi faceți pauză până când aveți colaje de fiecare dată, știi? Da. Și acolo în momentul ăla când Brăgaru făcea pauza asta, cânta muzica și se opreau tot așa. Eu parcă mă simțeam dator, nu știu cum să spun ceva. Eu parcă trebuie să spun ceva la microfon, numai să nu fie liniște în sală. Dar ei sunt obișnuiți, oamenii sunt obișnuiți cu chestia asta. Eu încă nu, știi că eu, la mine când e pauză, eu parcă trebuie să vorbesc. Înseamnă că aici e ceva rolul. A fost foarte bine, foarte bună nunta. Deci tablița apare? Apare, hai să vedem ca să dăm exemplu, să arătăm acela cameră. Da? Bună seara, Anatol, Natalia, bună seara. O melodie de șofer pentru toți taximetriștii, în special Ex Ligro SRL. Dragoste, zice Caterina, bună seara, se poate Mihai Halcă, fata lui tata, vă rog mult. Cușbă, să știi că el a început cu piesa asta, dar sfârșitul, undeva aproape de 10, noi seara o terminăm cu încă o dată piesa dată, da? Să ne cânte pentru toți Diaspora, Hai cu mine în Dubai. A fost, mă, Ghenadi, Hai cu mine în Dubai, deja în reluare, o să te uiți la sfârșit de emisiune. Puteți să nu scrieți aici Aroma sau Dragoste, pentru că o să vină, cât de curând vine tablița, da? Vine tablița aici. Iată, îmi dă semnal că în orice moment poate să apară. Uite, în orice moment. Tu ai telefonul, poți să te uiți un live, poate mie... Deja trebuie să apară, da? El este... Nu știu, poate la mine nu. Eu trebuie să fac o refresh, poate.
Ah, uite, uite, poți să dai, poți să dai ecranul ăsta? Ia uitați-vă, mai toată lumea trebuie să primiți asta. Unde veți vota Aroma sau Dragoste? Apăsați pe cine vreți lunea viitoare. Aroma sau Dragoste? E foarte simplu. O singură dată puteți să votați. În cazul în care votați de două ori, vine poliția la ușă, vă arestează și vă ia banii pentru credit. Mihaiță? Da. Îi dăm. Îi dăm. Și eu zic că votarea asta să dureze vreo 15-20 minute. Oricum, o să mai avem pauze, dar voi votați, voi decideți. Acum Aroma sau Dragoste, pe cine vreți. O, Doamne! Cei din deaspre. Sunt plecat, Doamne, de ani de zile. Stau numai plecat prin țări străine. Am plecat, Doamne, pentru copii. Să le fac rost în viață, să aibă bucurii. La 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 la. Dar când mă sună fata mea, mi se rupe inima. Și când îți spune cu dor greu că vii acasă, tatăl meu. Când mă sună băiatul, mă apucă optatul. Și când îți spune cu dor greu, vii acasă, tatăl meu. La 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 la. Eu de acasă, Doamne, nu plecam. Mi-aduc aminte cât de necăjit eram. Atunci când viața mi-era mai grea, nimeni nu m-a ajutat, la ușă nu-mi bătea. Dar când mă sună fata mea, mi se rupe inima. Și când îți spune cu dor greu, când vii acasă, tatăl meu. Când mă sună băiatul, mă apucă optatul. Și când îți spune cu dor greu, când vii acasă, tatăl meu. N-am ce spune, n-am ce spune. Dă-i, dă-i, dă-i. Dacă vrei, putem să vorbim, poți să-ți dau întrebări. Alege, când să-ți dau întrebări? Cum spuneam eu înainte, bă, nu mă luați la vorbe, mai bine cântați, dați-mi pace, dați-mi pace să vă dau pace. Da? Ia, ai surpriză? Ia, hai, Mihăiță, mai avem 20 de minute. Pentru cine asta? Tu.
vin lângă tine, n-ai cum. Erai atât de frumoasă, erai atât de dragostoasă. Domnișoară, 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 pune mâna la inimă că e de... Atât de frumoasă, erai atât de dragostoasă. Domnișoară, domnișoară, domnișoară. Și vreau una? Am un deja vu nebun. Unu, doi și... Lai, lai, la, 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 la. Lai, lai, la, 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 la. Domnișoară, domnișoară, domnișoară. Și cu toate, everybody, 3, 2, 1, go. Lai, lai, la, 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 la. Lai, lai, la, 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 la. Domnișoară, domnișoară, domnișoară. Bine! Ia mă să caut cuvintele la piesa asta, că vreau. Ești dorit la fel de tare, de tine ca minții tale. Oh,
fie bine. Să te nece fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Și încă o dată te blestem să-ți fie bine. Să te nece fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Care intră în iubirea, deci muncește și petrece, că de grabă viața trece. Nu iubește ce-n arată dragoste adevărată, căci secretul de-l ghicești e să dai și să primești. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Zilul Mihai Nașu și cu Finu. Auzit, a văzut, o să vină. Aurica dansează în Franța, asta-i semn bun. Se știe! Visele să se împlinească, să ai o viață frumoasă, să trăiești, să ai de toate, bani, iubire, sănătate. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Te blestem să-ți fie bine, să te neci în fericire, să te lovească norocul, să iubești cu mar de focul. Pentru Marin Cucuta de la Maria. Mai avem 5 minute de votare. Mai avem 5 minute de votare, vroiam să le spun la lume. Nu știu, cât avem, de cât timp votăm, Aurica? Avem 15 minute? 10-15 minute avem deja? În cazul ăsta la și 3... Cât avem? 10 minute de votare? Hai le mai dăm 5. Deci aveți acolo tablița a pe cine să chemăm săptămâna viitoare. Aroma sau Dragoste. Sunt două trupe. Una din ele e votată de voi mai mult, da? Și în 5 minute decidem, vedem. Îi sunăm, sper să accepte. Ce mă asta cu Naș, cu Finu? Asta e piesa ta sau e de la Prut? Formația Prut? Odată cu asta îi dăm salutări lui... Cum îl cheamă? Igor? Igor din Prut, că e în Franța acolo. E bun prieten cu cei de la... Stai, Andrei. Andrei, scuză-mă. Da. Eu îi ziceam Igor de multe ori și de asta. Andrei, salutări. Andrei, scuză-mă că ți-am zis Igor. Asta e. Te-am uitat, mă, omule. Dacă nu vă văd des. Ce e cu asta cu Naș, cu Finu? E veselă? Foarte veselă. Serios? Ia, uimește-mă. Da. Pentru toți Nașii și pentru toți Finii. Hai, pentru toți Nașii și Finii, după care vă spunem și rezultatul votării pe cine chemăm săptămâna viitoare, da? Hai să auzi pe asta. O mare salut și pentru Ion Crăciun, să trăiască la mulți ani. Să fie! Hei! Hei, la mare plecăm la munte, și eu și Nașul, că am suferit prea multe, și eu și Nașul. La mare plecăm.
jucăm la munte. Și eu și nașul, că am suferit prea mult. Și eu și nașul ne ducem la Suvata, acolo-i bine. Eu am noroc de nașul, nașul de mine. Ne ducem la Suvata, acolo-i bine. Eu am noroc de nașul, nașul de mine. Nașa și cu fina primesc treaba lor. Noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să te spui de bani și să-i dai ce-ți cere așa. Vă mulțumesc pentru live, Anișoara, zice. Să trăiești, Anișoara. Păi nașul știe cum să facă cu tratament, cu cafea și cu coniac și-n țigărchen. Nașul știe cum să facă cu tratament, cu cafea și cu coniac și-n țigărchen. Nașa este cam geloasă și nu-i combine, dar nu are ce să spună că nașul cu mine. Nașa este cam geloasă și nu-i combine, dar nu are ce să spună că nașul cu mine. Nașa și cu fina primesc treaba lor. Noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să te spui de bani și să-i dai ce-ți cere așa. Hop, 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 hop. Bine, tată! Hai, de, 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 de. Nașul știe cum să facă totul pe viață. Eu cu nașul meu durmunde, e om de viață. Nașul știe cum să facă totul pe viață. Și voi facem o plimbare în tot orașul. Eu zic că în aparale plătește nașul. Și voi facem o plimbare în tot orașul. Eu zic că în aparale plătește nașul. Nașa și cu fina primesc treaba lor. Noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să te spui de bani și să-i dai ce-și cere așa. Hai și pentru Valeria, zice Sergiu, nașul meu Vasile din Padova. Și mai scump naș Anatole și Natalia de la Daniela. Noi afară plecăm la munte și eu și nașul, că am suferit prea mult și eu și nașul. La afară plecăm la munte și eu și nașul, că am suferit prea mult și eu și nașul. Ne ducem la Suvata, că acolo e bine. Eu am noroc de nașul, nașul de mine. Ne ducem la Suvata, că acolo e bine. Eu am noroc de nașul, nașul de mine. Nașa și cu fina primesc treaba lor. Noi ne facem planuri pentru viitor. Viața e frumoasă dacă ai putere să te spui de bani și să-i dai ce-ți cere așa. Păi da, da, da. Să ne trăiască finii cu șase de la nuntă, Angela Tâncu. Pentru noștri groși 5 de ani de căsătorie de la Aliona. Păi da, da, da. Ion și Alina de la Maria. Păi da, da, da. Ok, e timpul ca tu să ai o pauză de 3 minute, cât în acest moment spunem stop votare. Și chiar sunt curios ce ați ales voi. Ați avut 15 minute la dispoziție, cei de pe Facebook, să dați votul aici, să decideți cine vine săptămâna viitoare, pe cine chemă. Și eu am găsit rezultatul. Extraordinar, mă, omule. Pe bune. Bă, Mihai! Salut, Anatol, dar unde se găsesc piesele cele vechi făcute de voi, MTV? E, crezi că știu? Nu, nu le mai am. Bă, Mihai! Fii atent ce rezultate avem aici. Cineva are 1001 voturi, cineva are 894 de voturi. De unde e formația Dragoste? Spune la microfon. De unde sunt ei? Telenești, Răiunul. Telenești. Și da. Aroma de unde e? Cruzești. Cruzești? Da. Cruzești, asta e ce? Aici, suburbie. Suburbie, da? Da. Acum fii atent. Că noi avem rezultatele. 53% pentru cineva și 47% pentru altcineva. Suntem gata? Anunț tu rezultatul?
Anunț rezultatul? Da. Uite aici ce scrie, aroma și dragoste, da? Da. Să dau cifrele încet, da? Uite, dau încet. Da, așa lune viitoare la Diaspora Media. Stai, încă nu, să vadă lumea. Poate facem zoom, poate reușește Aurica să dea zoom, să vadă rezultatele. Că cei care, uite, 47 și 53, da? Și dacă dăm așa, atunci 53 are... Formația Dragoste câștigă după voturile voastre. Formația Dragoste câștigă după voturile voastre. Acum fii atent, că noi trebuie să-i întrebăm... Tu ai numărul lor? Nu. Acum eu o să trebuiască să dau de ei. Și să-i întreb dacă vin, dacă ei refuză, atunci noi venim la aromata. Atunci eu găsesc aromata. Oricum, până la urmă aroma vine, dar să văd că eu atunci când le-am zis la ăștia de la Dragoste că să vină, e așa. Ei, Kiki, Cucu, parcă vin, parcă nu vin, știi cum adică? O să terminăm această seară. Pentru că ai cântat mult, sau mai vrei? Nu. Mai cântăm, serios? Facem până la 10, atunci facem până la 10. Hai să facem. Băi, eu vreau să întreb de lume. Mai cântăm sau terminăm aici? Sunt doar 3300. Când eu spun doar 3300, eu mi-am adus aminte primele seri, primele săptămâni când am început, am deschis noi Diaspora, aveam câte, se uitau câte 50-70 de oameni, dar se uitau ăștia fidelii care eram la început, aveam gafe multe, știi, dar se uitau, ne susțineau. Și cu asta și au mai rămas câțiva din ei, încă sunt și acum în live-ul nostru. Îi salutăm, au grupul lor cu mătrii Diaspora Media acum acolo, vă salutăm, vă pupăm. Nu vreau să menționez pe cineva anume ca să nu uit pe celălalt, știi, de aia și n-o fac. Hai să cântăm, dar ținem să vă aducem aminte că la sfârșit de emisiune o să avem și Fata lui Tata, da? Piesa aia cu care am început această seară. Mihăiță, ești gata? Hai foc, Mihăiță. E o piesă pentru toți cei care ascultă în mașină, spune Mihăiță. Da? Своим друзьям здоровья желаю. Своим друзьям я до утра пою. Своим друзьям бокалы наливаю и веселиться до утра люблю в своем кругу. Друзей денег не бывает много, друзей могу я вам по пальцам посчитать. Но если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Друзей денег не бывает много, друзей могу я вам по пальцам посчитать. Но если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Эй, ла-да-да-да. Открой ворота для друзей, пусти к себе веселье. Пускай не гаснет до утра волшебный свет костра. И будешь помнить ты всегда те чудные мгновения, которые запомнятся, поверь мне, навсегда. Друзей денег не бывает много, друзей могу я вам по пальцам посчитать. Но если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Друзей денег не бывает много, друзей могу я вам по пальцам посчитать. Но если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Veche e muzica asta.
Друзей денег не бывает много. Друзей могу я вам по пальцам посчитать. Но если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Друзей денег не бывает много. Друзей могу я вам по пальцам посчитать. Но если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Hai să vedem ce mesaj mai avem. La încheiere, piesa Vreau să mor. Nu, e fata ta de la încheiere. Salut din Germania, Roma, Maxian. Acum am înțeles, Mihai, zice lumea că acum am înțeles de ce vrei să mai cânti. Pentru că tu ești obișnuit să cânti până dimineață. De asta și tu nu vrei acasă. Înțelegi? De asta zice. Zice lumea că acum înțeles de ce tu cânti până la 10, că ești obișnuit să vii dimineața acasă. De-aia, știi? No, bine, ce avem? Avem 45 trecut de 21. Încă o dată vreau aduci mai aminte că pentru lunea viitoare încercăm să dăm de cei de la dragoste. Iar pe miercuri care vine, eu încerc să reușesc... Încerc să mă țin de cuvânt ca să încep un nou proiect. Va fi vorba de un duel amical, nu va fi niciun battle, dar așa o să încerc să fac un duel amical între două personalități, așa că o să aibă diferite probe, dar nu cu un câștigător ceva. O să încerc să fac ceva diferit, ceva nou. Mihăiță, până aici am mers ostașul. Dacă vrei să spui acum ce vrei, dar sunt sigur că vrei, sunt sigur că vrei să plângi. Spune, cum a fost? E bine? Foarte bine. Foarte bine. Da, eu le mulțumesc la toată lumea care mă urmăresc, apreciază ceea ce fac eu. Nu contează că am bătut recordul, nu l-am bătut. E, nu te gândi. Da. Ai ajuns la 4.900. Adică, stai bine, fără grijă. Eu ce ai? Tu ți-ai bătut locul, ai bătut locul 2 până la urmă, știi? A fost vreo piesă care ai vrut-o tare să cânti și uite, poate m-am băgat peste tine? Sincer, multe piese sunt, dar la moment... Tu și data trecută când ai fost la noi, mi-ai scris că, băi, am avut atât de piesă să cânt și tot am uitat sau nu mi-a ieșit. Asta înseamnă că nu e aproape, nu e departe timpul când, cine știe, poate iarăși o să vie, adică... Dar na, da. Mai dăm voie și la alții mai... O să terminăm seara asta... cu fata, hitul ăsta tău, care da. Are o lună jumate, e încă cu beberon, cum s-ar zice piesa, da? Da. Noi, cei care suntem aici angrenați la Diaspora Media, eu personal vă salut pe toți, mersi mult că ați revenit. Sincer, a fost atât de neașteptat să vă văd atâta lumea azi. Mă gândeam că o să fiți, dar nu atât de mult. Eu credeam că voi ați uitat de noi, sincer acum. Eu credeam că voi ați uitat de noi. Dar se pare că am făcut și ceva bine de ați revenit. Mâine suntem cu și sunteți cu colegii din București. Ei vă promit acolo și dimineață și seara. Au momente bune, vă promit să vă facă dispoziție. O să mai vorbesc cu ei pe WhatsApp. Iar piesa asta, ultima, să vină pentru voi părinții, pentru cei care vor deveni mai devreme sau mai târziu părinți, da? Fiți atenți la cuvinte când le spuneți, cum le gândiți și cum le scoateți pe gură. V-am pupat, ne auzim atât de repede miercuri seara. Bun? Hai, Mihăiță, terminăm seara asta. Ce dar mi-ai făcut-o, Doamne, în genaș, în trei icoane. Frumusețe de fetiță, cu ochișori de zeiță, pentru cine alerg acasă să văd cât e de frumoasă. Când ne prinde mâinile, mie-mi dau lacrimile. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. Îmi zâmbești când într-o casă ești atâta de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. Să ai noroc și zile bune și tot binele din lume.
De la Dumnezeu minune, seamănă leit cu mine. Una este fata mea, parte din inima mea. E o minune de fată, n-aș da-o pe lumea toate. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. Îmi zâmbești când într-o casă, ești atâta de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. S-ai noroc și zile bune și tot binele din lume. Dar mi-ai făcut-o, Doamne, îngeraș între icoane. Frumusețe de fetiță, cu ochișori de zeiță. Pentru cine alerg acasă, să văd cât e de frumoasă. Când ne prinde mâinile, mie-mi dau lacrimile. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. Îmi zâmbești când într-o casă, ești atâta de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. S-ai noroc și zile bune și tot tinele din lume. Hai și cântăm împreună. Hai toată lumea ca la și... Tu ești prințesa mea, fata lui tata. Îmi zâmbești când într-o casă, ești atâta de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. S-ai noroc și zile bune și tot tinele din lume. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. Îmi zâmbești când într-o casă, ești atâta de frumoasă. Tu ești prințesa mea, fata lui tata. S-ai noroc și zile bune și tot tinele din lume. Mâine, 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 mâine. Mâine în stradă am proiectul Mergi cu mine, am un experiment social. Să fiți gata că o să dau un premiu foarte mare mâine cuiva în stradă. O să vedeți mai multe pe Instagram-ul meu. Iar ca fundal de muzică, mâine o să fie piesa asta. O seară bună! Îl cânt și acum. Să putem să fim mai mult, mai curat. Să începem să fim mai de mai bărbat. Să putem să luăm din viață ce bun și adevărat. Să începem mereu alături. Să putem mai mult să noi vom da prietenia peste timp, o vom purta.